Fără să picăm în greșeala naționalismului exacerbat, nu avem cum să nu remarcăm faptul că România reușește din multe puncte de vedere să fie unică în Europa, dacă nu chiar în lume, din anumite puncte de vedere este povestea satului Alun, o așezare pitorească din județul Hunedoara, munții Poiana Ruscă, care se remarcă din două puncte de vedere. Mica localitate Alun din România este una aparte din țara noastră. În primul rând, aici ai șanse reale să nu vezi țipenie de om pe ulițe sau pe la porți, iar sentimentul pe care ți-l lasă în suflet o vizită aici poate să fie destul de straniu. De altfel, județul Hunedoara este prin definiție un județ destul de bizar, de vreme ce în marea lui majori. Este acoperit de munți, astfel că micile localități sunt destul de izolate. De vreme ce unele, în ciuda faptului că sunt izolate, sunt populate, altele asemenea satului Alun, par desprise dintr-un amestec ciudat de film horror cu western. Te aștepți ca dintr-o clipă între alta să apară camere de filmat, iar un regizor plin de zel să înceapă să dea indicații prețioase. În urmă cu aproape 50 de ani în Alun, din Ținutul Pădurenilor, locuiau mai bine de 100 de familii, ultima casă construită aici datând din anii 1960. Astăzi, situația este extrem de diferită. În ultimii ani, localnici au început să plece, întrucât nu au mai găsit cum să se întrețină în sătucul uitat de lume, cel de lângă carieră, relatează playtech.ro.